Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați. Dragilor, ca de obicei, poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să vă fie de bine celor care deja ați consumat aceste lucruri. Mă aflu într-o locație nouă, o locație foarte frumoasă și vreau să vă transmit gânduri bune și este săptămâna mare pentru mulți dintre voi și vreau să vă urez o săptămână excepțională, plină de bucurii. Astăzi vom vorbi despre Bitcoin și despre niște potențiale mișcări majore pe care acesta le va avea cu siguranță în perioada următoare. Deja circulă pe internet foarte multe discuții vis-a-vis de un potențial mega crash pe care Bitcoin ar putea să-l aibă în perioada următoare. Dar acesta ar putea fi, cum să zic eu, să aibă înainte de acest mega crash o surpriză și o creștere pe care unii o numesc un fake pump, adică o creștere falsă. Deja ca zone, vă ziceam și în clipul de ieri, mă aștept ca acum, în săptămâna aceasta și cealaltă, să ne îndreptăm undeva între 44.000 50.000. Cam astea sunt zonele în care Bitcoin ar putea ajunge. Ca Bitcoin să facă o mișcare extrem de surprinzătoare și să dea peste cap toate planurile și toate strategiile care umblă, se vehiculează pe net, ar trebui să depășească 53.000 de dolari. Dacă am ajunge peste acea valoare, lucrurile ar fi total diferite, iar această ipoteză a unui mega crash s-ar invalida. Însă, vom vedea. Ideea este următoarea, că eu aș vrea să vă pregătesc mental, pe toți cei care sunteți alături de mine pe acest canal, de orice scenariu ar putea să urmeze. Și vreau să vă zic așa, dacă sunteți în poziții luate deja, ați luat monede și va veni momentul când trebuie vândut, ieșit din piață, ar cam trebui să o faceți. Cei care sunt pe modul hold și vor să țină și nu interesează ce se întâmplă cu prețul, e ok. Însă, dacă noi acum am avea un mega crash, o capitulare a pieței, în general Bitcoin ne-a obișnuit cu capitulări. Am avut și în ciclu de bull market din 2017-2018, atunci am avut o corecție de 82%. În clipa de față, sincer, personal, mi se pare cam imposibil să avem genul ăsta de corecție. Eu mă aștept ca de la 60 și ceva de mii, 67, 68 de mii, cât am fost noi vârst de piață, 69, așa, mă aștept o corecție undeva de maxim 70%. Maxim. Deci nu cred că vom mai avea creșterile de atunci, și nu cred că vom mai avea scăderile din precedentul bull market. Pentru că noi atunci am avut o creștere de 594%, iar acum, în acest ciclu, de fapt nu, noi am avut o creștere mult mai mare, dar nu mi-arată chart-ul. În fine, ideea este că, statistic, în cifre, acest bull market este mai mic ca intensitate decât precedentul care l-am avut în 2017. Și atunci mă aștept ca și bear market-ul să nu fie atât de puternic. Eu personal, în cel mai catastrofic scenariu, văd Bitcoin-ul la 24.000. Asta înseamnă la 16.000 de dolari mai ieftin decât e acum. Și ce vreau să vă transmit? Lucrurile nu trebuie văzute ca o dramă. Nu este o dramă. Adică, la fel de bine cum poți lua poziții long în sus, poți lua poziții short în jos și poți să faci bani indiferent de sensul în care merge piața. Eu o să încerc să aduc acest lucru pe canal la mine aici, să am o comunitate care înțelege că ceea ce pentru unii este o problemă majoră, pentru alții poate fi o oportunitate. Și cred că 80% din piață, dacă nu mai mult, tranzacționează doar pe un sens. Adică toată lumea ia poziția așteptând să crească piața. Oamenii nu înțeleg că pot să faci același lucru invers, se numește short.
mă uitam la, în ultima perioadă am început să mă uit comparativ la share-uri, la Tesla, la Netflix. Netflix-ul s-a prăbușit 25%. Întreaga piață stock market începe să devină similară un pic cu piața cripto. Așa că întotdeauna vor exista oportunități de piață, întotdeauna vor exista posibilități de a tranzacționa. Însă trebuie să fim pregătiți. Iar eu aici pe canal vreau să vă ajut să fiți pregătiți, să nu fiți surprinși când se întâmplă niște lucruri. Privind în linii mari piața pe weekly, pe o săptămână, pe un time frame foarte mare, Bitcoin deja semnalizează o corecție. Bitcoin a crescut, n-a fost o creștere spectaculoasă cum se așteptau mulți. Anul acesta nu a fost deloc remarcabil în ce privește creșterile. Au fost câteva proiecte despre cum am vorbit aici pe canal GMT-ul care au bubuit. În rest, proiectele mari ca Bitcoin și Ethereum n-au făcut nimic spectaculos. Încă ceva. Încet, încet ne apropiem de următorul halving care se va întâmpla pentru Bitcoin. În general, cu perioade înainte de acest halving, au loc turbulențe. În linii mari, anul acesta, da, s-ar putea să avem un șoc al pieței, pentru că mulți vor fi șocați să vadă Bitcoin-ul sub 30.000 și, na, unii vor pierde bani, sau mare parte vor pierde bani, dar alții care se vor pregăti vor face bani și vor profita de această oportunitate. Așa că sunt de făcut două lucruri. Un, trebuie să învățăm să tranzacționăm când piața este în corecție și pentru asta v-am zis, o să pregătesc un mega curs, va fi, cred că, cel mai tare curs posibil, pentru că voi pune în el tot ce fac eu ca să fac bani. Deci trebuie să învățăm să tranzacționăm când piața cade. Și doi, trebuie să avem capital pregătit pentru atunci când piața va fi jos de tot. Pentru că atunci, e clar, dacă Bitcoin-ul vezi la 27, 26, 25, 24, să zicem, ceva dramatic, n-ai cum, dacă ratezi trenul ăla, să nu ai bani pregătiți. Na. După aia aștepți, poate peste un an, 2, 3, 4, o oportunitate în care să cumperi totul ieftin. Și dacă Bitcoin-ul va ajunge la acea valoare, gen 27.000, imaginați-vă că întreaga piață va fi crășuită major și vom putea cumpăra și alte monede la prețuri extrem, extrem de mici. Țin minte anul trecut când am avut acel crash în vară, vorbeam de exemplu de TVT. TVT-ul acum a tras wallet token, este $1.20, el căzuse sub pe la 30 de cenți, adică de 4 ori mai jos decât e acum. Adică cineva dacă cumpăra vara trecută când am vorbit de proiect și îl ținea, făcea de 4 ori banii. Deci oportunități sunt peste tot. Așa că contează foarte mult disciplina, să știm ce facem, când facem și cum facem. Dragilor, săptămână frumoasă, ne revedem cu bine, toate cele bune, vă îmbrățișez!